Următoarele zile vor fi pline de emoție și de nerăbdare în așteptarea lui Moș Crăciun. Ca să faceți timpul să treacă mai ușor, vă puteți pregăti de venirea moșului cu câteva filme de sezon. Iată care sunt recomandările noastre. Primul film pe lista moșului cinefil este un clasic al erei alb negru, Miracol pe strada 34, în regia lui George Seaton. Un bătrân pretinde că este Moș Crăciun și evident nimeni nu-l crede și îl cataloghează ca fiind nebun. Totuși, bătrânul are un susținător, un avocat. Un clasic al cinematografiei mondiale, producția O viață minunată din 1946 este de asemenea un film de văzut în această perioadă. Regizorul Frank Zappa pune în scenă magia Crăciunului. Pentru iubitorii filmelor de acțiune, primul film din serie Greu de ucis nu este de pierdut. Bruce Willis reușește să salveze o clădire și un avion deturnat de teroriști, iar toată acțiunea se petrece în preajma sărbătorilor de iarnă. Trecem și la povești de dragoste. Love Actually din 2003 este o comedie plină de romantism și culoare, care are ca protagoniști pe Hugh Grant, Keira Knightley, Liam Neeson, Colin Firth și Emma Thompson. Tot comedie romantică este și pelicula The Holiday din 2006. Kate Winslet, Jude Law, Cameron Diaz și Jack Black ajung la concluzia că niciodată nu este prea târziu pentru o a doua șansă în dragoste, iar Crăciunul este decorul perfect pentru acest lucru. Merry Christmas! Pentru iubitorii filmelor europene, nu este de ratat pelicula franceză Crăciun Fericit din 2005, nominalizată la premiile Oscar pentru cea mai bună producție străină. Acțiunea se petrece în perioada Primului Război Mondial, o poveste impresionantă despre solidaritate, pace și iubire.